Ai impresia că visezi? Da. Ești cel mai fericit? Da, cel mai tare chestie din viața mea. Ia-l în brațe că e favoritul tău. M-a omorât. Da, mulți ani, Selim. Știi că te iubesc foarte mult și sunt foarte mândru de tine. Și în fiecare an văd că ești din ce în ce mai aproape de visele alea pe care le aveam noi când erai tu mai mic. Sper să continui în continuare și să te distrezi și să iubești pe ai tăi. Te pop, pa, pa, la mulți ani. La mulți ani din partea mea, pe telepești, din partea ta. Pentru Selim să fie sănătos, prietenul meu, multă, multă sănătate și multă fericire. E un copil foarte, foarte ești bun fericit? Și îți doresc tot ce mai frumos din toată da. La mulți ani, Selim, te iubește pe TLP. Căscu, la mulți ani pentru cel mai fresh copil de pe internet. Te pup, Selim, la mulți ani, să fii sănătos, să-l asculți pe tati, să ai grijă de el, să-l respecti, să-l ai pe Doamne, Doamne, în suflet și să faci content frumos toată viața ta. La mulți ani. Te pup, Selim. La mulți ani, Selim, te pup să fii iubit sănătos, să ai tot ce-ți dorești, să înveți bine la școală și întotdeauna ține capul sus, că ești un campion. Te pup și numai bine. Frățior, Selim, te pup la mulți ani și multă baftă în continuare pe YouTube. Continuă să râp cum ai rupă. Te plâng, ce să mai de 2, 3, 4, 5 ani deja de când ai apucat. Tot așa, în continuare, ține-te de treabă și ai cu milionul ăla de abonați forță. Te pup, pa, pa! La mulți ani, Selim, multă fericire și tot ce-ți doresc să ți se îndeplinească. Te pup! Oh, la mulți ani, fericit, Selim, te pup! Oh, fie ca orice dorință de-a ta să devină realitate, îți urez multă sănătate și multe împliniri. La mulți ani, Selim, te pup, unchiul tău! Trebuie să fie anul ăsta forță pe YouTube. Vezi că am pregătit ceva pentru tine. Cu școala am văzut că merge bine, cu sportul am văzut că merge bine. YouTube-ul l-ai dat peste cap aproape. Ce să mai, că, ce să mai aproape? Că de fapt anul ăsta trebuie să-ți trimit eu ție open-uri. Anul ăsta eu trebuie să stau de capul tău să te bagi pe piesele mele. Ce să zic, Selim, la mulți ani, te iubesc. Să ai cea mai tare zi de naștere și ne auzim vineri. Și o urare pentru nepotul meu, pentru Selim. Vreau să-ți urez un sincer la mulți ani. Te iubesc, ești talentul României. De fiecare dată ți-am spus să asculți mereu ce zic părinții tăi. Meco e ca familia mea și de mama ta să asculți, cel mai important. Baftă la școală, să fii și vagabond, dar vagabond cu carte, cum am fost și eu. Te iubesc cel mai mult și sper că ne vedem cât mai curând, Selim. Ești regele YouTube-ului. La mulți ani, Selim, a.k.a. șeful României, șeful industriei din România. Te pupă fratele tău, multă iubire, tot ce-ți dorești și să continui să crești așa frumos. Te-am pupat. Selim, puiul meu, vreau să zic la mulți ani din toată inima. Îmi pare rău că nu pot să ajung la ziua ta, dar plec și eu la vacanță, să stau și eu o seară cu burta la soare. Să ai grijă de tine, să asculti de mami și tati, da, și să fii sănătos și fericit. Și când faci, câți ani? Lasă că te scot eu la o bere mai repede. Da, lasă că ne vedem noi. Te iubesc. La mulți ani, îmi pare rău că n-am putut să ajung la ziua ta de naștere. Sper să pot să fiu la următoarea. Ai grijă de tine și ai filmat mai multe vloguri că am rupt pe YouTube și rupem în continuare că suntem cei așa vechi. Te pup, Selim, la mulți ani. La mulți ani, Selim. Te pup, Selim, la mulți ani. Să ai cea mai frumoasă zi de naștere. Te pup, berechet. Ești numărul 1, știi deja? Țină tot așa. Eu ăsta, că ești numărul 1. Așa să zic una mulți ani celui mai harnic copil, Selim, să fii sănătos, fericit, iubit. Și îndrățare. Să-l faci pe taică-tu mândru și, ce să zic, gagici multe, să mai dai și mie când o să mă tănesc eu. Te pup. La mulți ani, Selim, să fii sănătos, fericit, iubit. Continuă cu YouTube-ul că ești numărul 1 și baftă în toate. Te pup, fratele Selim, la mulți ani, să asculți de ai tăi, să vezi bine și keep going pe YouTube, pentru că, bă, sincer, te descurci de 10 ori mai bine ca mine. Te iubește, fratele. Înțeanule, te iubesc, sunt aici cu Hakimi al meu. Îți urăm la mulți ani. Te iubesc, Maxim, știi că ești totul pentru mine. Ești ca un nepoțel. Și ce să-ți mai zicem? Să ai parte de tot ce-ți dorești. Sănătate multă și ești singurul copil halati din România. Te iubim, Maxim. Cum ți s-a părut? Știi că te iubesc foarte. Mulțumesc. Te iubesc, tată. Salutare tuturor! Astăzi este ziua lui Selim, iar eu cu tatălui, mă rog, tatălui mai mult, i-am pregătit o surpriză la care el visează de foarte mult timp, dar nu are nicio idee că se va întâmpla astăzi. Pur și simplu l-am păcălit că mergem să mâncăm ceva pentru că este ziua lui, iar mai târziu el are turneu la fotbal și va trebui să mergem la meciuri, așa că nu are nicio idee de ce se va întâmpla. Abia aștept să-i văd reacția. Ei sunt în
spatele meu, în altă mașină. Mergem cu două mașini pentru că mai trebuie să luăm pe cineva cu noi. Nu aveam loc toți și ne vedem la teren. Mama, de ce n-am mai făcut eu vlog singură de foarte mult? Nu știu de ce, dar nu mă simt deloc confortabil să vorbesc în fața unei camere. Mi-e mai ușor să vorbesc în spatele camerei, dar nu așa, în fața camerei. Am emoții pentru Selin, pentru că știu cât de mult își dorește. Sper să nu înceapă să plângă. Voi vă dați seama că Selin face 9 ani și că el face vloguri de la 4 ani, sau când s-a apucat prima dată. 4 ani, 5 ani avea. 5 ani. Deci, practic, Selin a crescut odată cu voi. El cu voi și voi cu el. Hai, ne vedem la tren. Mergem cu noi. Vrea să meargă cu noi la meci. Ce somn, nu? Ce ți-e somn, tati? Nu, eu mă pregătesc de un nou meci de seară cu Vali Spani. O să fac mămăligă în el cu suc. Mămăligă cu vin. Tu joci la junior? Și acum mergem. La mergem ca să vedem cum joacă fotbal. Acum mergem. Da? Gata. Ce să mai? La meci la 4. La 4? Nu, că trebuie să fim la 2. Noi facem pregătire, vedem acolo cum te pregătești, cum te antrenezi, cum te încălzești. Vreau să te vadă puțin. După aia... Cine știe, după aia dacă ești bun, da. De cine știe? Merge, cine știe, urcă sus. Da. Ai văzut cum se pregătesc fotbaliștii? Da, ai văzut? Au atitudine și, în primul rând, educație, da? Și, în primul rând, să-ți asculți părinții și școala. Da. Școala e importantă, nu școala? Foarte importantă. Școala, asta zic și eu. Și atunci ajungem sus, ca fotbaliști. Exact ceea ce îți dorești tu, ca Ronaldo. Era Luchi, era Luchi acolo. Ce anume? Meciul? Da. Da, tati, aici avem meci acum. Adică, nu știu ce teren e. Păi și eu. Știi terenul de aici? Da. Ok. Deci, e cu șefa la volan. Mergem în dreapta și îl ducem și la meci. Cum te simți de ziua ta? Somn. Te somn? Da. Obosit, tati, da? Da. Deci este ora 12:00. Da, mergem la teren acum, vedem ce se întâmplă cu regele și după aia încep, nu? Cum ai zis? Cum ai zis să crești mare și voinici tare ca fierul. La oțelul. Oțelul galați? Ce, ca oțelul galați? Nu, ca oțelul, ca fierul. Selim are meci, are aici până la 8 azi, nu, meciul ăsta? Da. De CSB? Eu nu știu, n-am fost niciodată aici. Mm-hmm. Ați fost, nu? Selim. Da. Nu, Barosane, mergi cu mine? Îți lași părinții aici și mergi cu mine? Mm. Azi e ziua ta, îți urez un la mulți ani. Da? La mulți ani. Ăsta este un tricou de-a lui Coman. Da? Da. Și vom sta aici și îl semnăm, da, pentru tine. Tricoul ăsta o să trească să-l pui în ramă, pentru că va fi tricoul tău cu semnături de la toți jucătorii. E ok? Da. Acum ăsta îl lași la mine, mergi cu mine. Am dat noroc. Acum te ții de mâna mea și mergi cu mine. Asta este surpriza lui mami și așa. Că te-a luat tremuratul. Îi dau un pic mai antrenamentul jucătorilor, da? O să vezi jucătorii cum fac antrenament. Vei merge cu mine aproape. O să încerc să dai camera. Uite, vezi dacă ai spus pe mami și pe tati și vrei să ajungi fotbalist. Așa se întâmplă rar, da? Și pe ploaie. Unde și ești pe vânt, da? Ai emoții? Da. Ha? Și tu de față, da. Ia-ne din față dacă vrei. Da. Este fric? Te rog să te închizi la geacă. Dă-mi telefonul mie. De lângă ce mie, mai bine, lasă-l. Zi-mi ce simți. Nu știu. Am emoții. Ai cele mai multe emoții de până acum, tati? Da. Da? Emoțiile se vor duce în momentul când... Cresc mare. Da, corect, corect. Dacă tot e visul tău să ajungi fotbalist, ai acum oportunitatea, tati, să... Ai oportunitatea să-ți vezi pe toți idolii tăi, da? Așa de mare. Da? E, uite, dacă tati și cu mami vrea, luni, ești invitatul meu la meci. Dacă îți dorești să stai în peluză, vei sta în peluză? Da, peluză nu dau aia. Nu, că unde stai tu vei fi protejat și nu se vor da. Vreau. Nu vrei? Vreau. A, vrei. Bun, atunci vei merge cu mine și vei sta în peluză. Deci, adică trebuie să mă asigur de 3 bilete, da? Ești... Mulțumesc. Îi știi pe toți? Nu, uite, echipa face antrenament. Vă salut cu respect. Este ziua lui astăzi. Este băiatul prietenului meu. Și... Aici. Să ai o amintire cu domnul Meme. Vă mulțumesc din suflet. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Auzi, câți ani? 9. 9, mulți ani. Ești tata, la anul schimb prefixul.
Du-te, 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 ia. Las-o aici. Hai că ai pus și piciorul pe minge, eu cred că e semn, tati, cred că... Ești fericit, mami? Mă bucur. Îl vezi pe Coman. Ce-ai făcut, alunecare? De ce mi-ai dat Versace? Ce sunt Balenciaga? Balenciaga, scuză-mă pe mine. Da. Îți dai seama că niciun copil n-are foarte puțin copii au acces la așa ceva, tati? Foarte puțin, adică trebuie să înțelegi că ăsta e un dar, adică să fii acum mai bun, să-și dorești să fii mai bun, nu? Important este să-ți dorești să joci fotbal, dar ți-am spus, cu școală și să-ți asculți părinții contează foarte mult. Important este să mergi la școală, să ai o educație sportivă, pentru că ai esența pentru un sportiv, școala. Nu mai faci alunecări, te rog! Am alunecat! Uitați ce a făcut pe Alina și... Acum nu iese că ăștia mai sunt și mari. Dar cum stau în pantaloni scurți? Păi sunt antrenați, mami, sunt căliți după atâția ani de muncă. Te călești, te obișnuiești. Eu nu cred că m-aș obișnui niciodată cu frigul. Sunt foarte friguroasă. Da, zi tu acum, mami, uite, fii atent. Tu acum stai și vezi un antrenament, da? Ei cu siguranță nu simt frigul, dar ție ți-e frig, nu? Da. Exact așa sunt eu la toate antrenamentele tale. Tu nu simți frigul, dar eu... Păi acum te-ai încălzit puțin cu mingea asta. E ziua lui. La mulți ani. Să fii sănătos. Câți ani ai? 9. 9. Mulți înainte. Mulțumesc. Uite, semnează picoul tău. Plăcere. Să crești mare. Doamne ajută, îți mulțumim. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cum e? Tare. Da? Primul. Am îndeplinit un vis unui copil în primul rând, da? Și sper ca lucrul ăsta să-l întărească și să vrea mai mult să ajungă fotbalist, da? Uite pe Cornel. Hai, Cornel. Ai văzut ce a făcut? E Zana Forță. Ai văzut ce le-a făcut? Ai văzut? Bine, voi n-aveți voi așa că sunteți prea mici încă. Da, da. Dar nu trebuie să te speri. Noi dacă făceam așa, ne dădea cartonaș. Că puteam să-i băgăm degetul. Celor două. Tete. Din studio. Cine pregătește echipa? Își îndeplinește visul Selim. Mulțumim mult. Succes! S-a terminat! Ia uziți-i! Vezi că și ei se ceartă. Este panțărul, da? Este fratele nostru, sperăm să-și revină. Sunt revenit, dar nu mai zic. Gata, mai e foarte bine, ocupați-vă voi de... Meco Selim, să tragi un pic de el, te rog, ca să poți să... Mulțumim! Cu drag, stai să facem și o poză, mami. Hai, mersi. Mulțumim! Cu drag, sănătate! Succes! Salut, salut! Ce faci? Salut! Numărul 1, am câștigat! Numărul 1! Poți, mă? De mă! Hai, bine, lasă că vine acolo! Salut! Ia uite cine a venit aici! Sănătos! Cine a venit aici? Bună! Hei, ce faci? Cine e? Mbappé-ul, nu? Numărul 1 după 2. Zi mulțumesc, ia-l în brațe că e favoritul tău. M-a omorât. Vreau să-l arăt pe ăla care spuneți voi că n-are creier. Îți mulțumesc, da? Frate. Ce faci? N-are creier, dau creier. Uite, da? Aha. Îți doresc să ajungi fotbalist ca el? Vreau. Să vă fie rușine. Să v-ați bătut joc și ați vorbit la adresa acestor oameni. Ce să spun, succes și... Ai grijă, da? Poate ajungi, da? Da. Să vă fie rușine la tot. Doamne ajută. Să fii sănătos, să te bucuri de familia ta. Haide, da. Aici e Florinel cu copilul ei. Mulțumim mult! Vă salut, o zi bună! O zi bună! Și asta era subita. Ești fericit? Uau!
îndeplinit, bravo lui. Ți s-a îndeplinit visul, mami, spune mulțumesc, mai domnule. Contează, nu contează, Bărosane, te pup. O să-i așteptăm, o să-i așteptăm și pe ei, da? Să facem, dacă tot am venit da? Acum și înghețăm, hai să înghețăm până la capăt, nu? Păi să înghețăm și cum mergem trebuie. La sală, da. Mergem, o să mergem, că foarte mulți din băieții merg la sală. Pe toți trei, pe toți trei. Domnilor, ziua la copil. Repede și nou, un autograf. Trebuie să satisfacem și plăcerile copiilor. Ai spart-o? Mulțumim. Iar surpriza care am zis că vi-o fac cu toții. Mulțumim. Mulțumim, să fii sănătos. Merită înghețatul? Nici nu mai simte acum, nu-i mai este frig. Adi, ai luat aici, da? Îi mulțumesc. O să mergem să luăm pe festivite. Mulțumim. Zi, thank you. Bine. Cu un picture, please. Thank you. Thank you very much. Bravo, mami! Bravo, te iubesc! Dă-i bătaie la suport. Salut și mulțumesc pentru, alături de echipă, pentru tot suportul. Vă pup. Salut. Bună. Mulțumim. Mulțumesc și tati. Hai și o poză. Aici. Asta înseamnă? Mulțumim. Avem nevoie de voi și important meci, foarte important să câștigăm, să obținem victoria. Ha, te-am pupat. Mulțumim. Succes, ai succes. Alături de un copil, să-i spuneți la mulți ani, pentru că merită, are o ambiție, vrea să ajungă fotbalist. Iar eu îl voi susține. Doamne ajută, v-am pupat și vă aștept alături de copil. Ha, stați și sus. Nu neapărat mai acolo, dă-i și sus. Ca să fie tot. Și poze, vă rog. Mulțumim. Să aveți succes, măi. Doamne, Sally, l-ai văzut pe Coma, l-ai luat în brațe, ți-ți vine să crezi? Nu-ți vine, nu? Nici nu mai ai reacție, nu? Cum te simți? Eu cum te simți? Nu știu. Zi? Bucuros. Bucuros. Cum? Nu-ți dai seama că e real? Ai impresia că e real? Am impresia că visez. Ai impresia că visez? Da. Ești cel mai fericit? Da. Cea mai tare chestie din viața mea. Cum? Cea mai tare chestie din viața mea. Ia. Auzi? Fii atent ce a spus. Zi. Zi ce-i spus. Cea mai tare chestie din viața mea. Ceea ce s-a întâmplat azi? Da. Mulțumesc și-ai rămustat să-i iar în brațe. Mulțumim. M-a bucurat foarte mult. Acum, da? S-a meci, joc acum. Tu dai seama câtă putere o să ai la meci acum, nu? Mi-a dat energie, că am luat în brațe. Da, ți-a dat energie? Cred că ți-a dat așa din... Asta și nu da. Talentul lui, nu? Da. Prin conexiune. Da. Conexiunea îmbrățișării, nu? Cadou, gândesc bine. Ăștia nu sunt de la Europa, sunt de la second hand. Mulțumim. Mulțumim. Pentru Luc, aici 4 minute. Pentru FCSB. Faru Constanța. I-a făcut cadou, prietenul nostru, da, pe care răspund, care respectăm noi mult. Să-i mulțumesc. Mulțumesc. I-a îndeplinit deci, un vis. Astăzi mi-a dat și tot FCSB-ul semnătură și mi-a dat și bilet. Da? Doamne, cum s-au întâmplat toate așa, nu? Și de aici unde mergi? La meci? La mine. Ce meciuri ai? Multe. Dăm să văd cu cine joc. Mulțumesc! Uitați ce face Selim de ziua lui. În loc să fie la petrecere, este la turneul de fotbal. Selim, ia, uită-te la mine. Deci asta face Selim de ziua lui. În loc să fie la petrecere, e la turneu. Hai, hai! Nu-l lăsați, nu! Haide, David! Nu! Așa! Haide! Hai, Lucuț, hai! Nu te mai prind! Hai, Lucuț! Luptă, luptă! Hai cu golul! Mamă, eu ci că filmez, dar eu rămân cu ochii la meci și... Un pic, haide! Bravo! Bravo! Hai. Du-te! Hai, Selim! Hai, dintre el! Așa. Bravo! Selim, felicitări pentru gol! Yeah! Bravo! Bravo! S-a terminat! Bravo! Juni, sare! Hey!
trăiască, Selim să trăiască, la mulți ani! Bravo! Bravo! Atât a fost vlogul meu, sper să vă abonați, să dați 10.000 de like-uri pentru clipuri așa. Mulțumesc tuturor pentru urări, pa!